Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou pack opening. Am crezut că nu voi mai putea să fac unul, pentru că da. Făcusem un nou cont, dar aparent atinsesem limita de conturi pe această platformă. Dar apoi mi-am adus aminte că în FIFA 18 mi-a cerut un băiat să-l ajut cu SBC-urile, dar n-am reușit pentru că din nou atinsesem limita de conturi. Dar se pare că în FIFA 19 a mers. Mi-am zis, de ce să nu intre? L-am sunat și mi-a spus că e ok, pot să mă apuc de SBC-uri. Așa că noi ne-am făcut încă un pack opening. Avem 3 pachete de deschis prima oară, 2 pachete de 45, 1 de 35, vom începe cu cel de 35, vedem dacă ne va da ceva. Poate e board. Da, e board, e ok. Italia de mult de rost. E ok, măcar a fost board. Măcar a fost board. Batshuayi. Interesant. Deci nu cred că mai e chiar așa mult. Are 500 uite. Nu știu cât ar putea fi de Rossi. Îl din la transferi și pe Batshuayi. Restul nu cred că se... Gros, un Kanjo. Iau Arafat. Și cam atât, restul pixel. Începem cu primul pachet de 45 de K. Prime Girls Pack. Așa să avem măcar board. Nu este nici măcar board. Asta e Sommer. Da. Am putea scor în Hazard. Și cum păi să te transferi. Nu, spinaculă, poate. Da, e ok, spinaculă, calaveiră. Calaveiră. Restul pixel. La pachet. Sunt ultimul pachet de 45 de K. Nu e walkout. Să vedem, poate e board. Da, e board această dată. Bosnia Striker este eliminat de Kevin Jeter. Iată, 2 jucători de la Roma. Nu-i rău. Chiar nu-i rău. Și Robertson și Rashford. Bun, asta da, pachet. Asta chiar e ok. Edin Dzeko, care e destul, undeva pe la 7-8K. Robertson, e și el ok. 2-3K și el. Rashford e perfect. Cred că e undeva pe la 14K acum. Dar da, altceva. Da, am reușit să fac rost de 9 pachete. Niciodată nu am făcut atât de repede, dar astăzi, efectiv, echipele de pe Footbin au fost foarte ieftine și am reușit să fac 9 SBC-uri, 9-7, pentru că 2 au fost date pentru completarea tuturor SBC-urilor, cu doar 46 de K sau 47, ceea ce e foarte, foarte bine. Avem pachete acolo, să vedem, în valoare de... undeva pe la 265-270 de K. Să începem. Aici ne poate pica, nu știu, sincer, aștept măcar un 86 plus din toate pachetele astea. Și nu începem bine, dar până la urmă a fost cel mai slab pachet.
că lui îi place. E... asta. Pun cu atât. Ce se întâmplă cu controlul? Ok. Să intrăm în al doilea pachet. Jumbo Gold Pack, doar 3 rare în acest pachet. Este spanialul, bă, Gaia? Nu. Oh, bun, Marcos Alonso. Cred că e încă 7K. Nu știu. Da, undeva pe la 7K. Nu-i rău. E rău deloc. Un ca. Da, ok, Marco Alonso, nu-i rău. Următorul va fi un pachet de 15K. Sunt cineva aduce acest pachet. Nu e bord, a, e piată. Pachetul de 25 de ca. Acum dă cu ăsta. Haideți să vedem ce ne va da acest pachet. Nu e walkout. Nici board. Era Edgar Stein. La pachetul de 25 de ca. Nu e walkout, poate e bord. Nu e nici măcar. Nu este tusat. Dar măcar e de la Lyon, din Franța. E... Hamunat, Lucasel, Evangelista. Am 4 pachete, încă unul de 25 GB, dar e acela cu consumare. Haideți să vedem totuși. Nu e walkout, să vedem dacă e board. Nu e board, este italian, Franz Vasquez. A picat MPX. Dar după stres că s-a nevoie de el la PC. Megapack. Am pus să avem un cardboard în Megapack. Nu e walkout, poate e board. Da, e board. Portugalia, cam... slab.
Joachim. Păi eu cred că chiar e slab. Ciubuc. Asta e român cu sută asta. Am așteptat de aceste pachete de 55 de cam. Uite ghilimele două, haideți să vedem. Rare Mega Pack. Nu este Walkout. Atunci este Cardboard. Nu e nici măcar Board, nu vine să cred. Buffeting Bigomi, incredibil. Nici măcar Board din Rare Mega Pack. Ultimul pachet, să vedem ce va fi în el, să sperăm la mai bine. Nu e Walkout. Și chiar acum că e Board măcar, de data asta e Board. Spania, România. Și am reușit să termin toate SBC-urile. Sunt ultimele două pachete care ar trebui să ne salveze acest pack opening care nu a fost chiar reușit. Hai să vedem Mega Pack. Măcar Board. Oh, e Walkout! Nu cred! Walkout! 86 plus, haide! Franța? Right wing? Mbappe! Mbappe! Kylian Mbappe! Yes! Bravo, bă! Kylian Mbappé salvează pe opening-ul. Auziți Lupe cum urlă pe fundal? Sunt 500 de K. O să mulțumesc că prietenul ăsta. Kylian Mbappé din Mega Pack vine în penultimul pachet. Incredibil. Când am văzut Franța, știam că trebuie să fie. Știam că trebuie să fie cineva. Oprisem filmarea că trebuia neapărat să-i spun. Da, am revenit. Da, e, deci Mbappé a salvat tot pe cupăniu. Legit. Și încă mai avem pachete de 5 zica, dar nu știu de ce am impresia că nu o să fie deloc mai bun decât ăsta. Genial. Hai să vedem și pachetul de 50 de gram. Ce o fi în el? Nu este Walkout, să vedem, poate e Board. Nu e nici măcar Board. Exact ce am zis, este Leon Bailey. Exact ce am zis,
că nu va fi mai bun decât cel de 35 de K. Dar îl păstrez pe Chocomoting. Da. Ce pot să spun? Iată că până la urmă acest pack opening a fost unul reușit, chiar foarte reușit. Am scos profit de 500 de K. Da. Pentru câteva minute am crezut că s-a dus norocul, dar iată că ne izbi din nou. Eu am fost Mihalco, sper că v-a plăcut acest pack opening și până data viitoare sper să ne revedem cu bine. Peace.